Tot mai mulți cercetători americani cred în existența extraterestrilor. Încă o dovadă este că la cea de-a 227-a întâlnire a Societății Astronomice Americane, ce a avut loc în această lună, a fost prezentat un studiu care susține că civilizațiile extraterestre ar putea fi prezente mai aproape decât am fi crezut, în cel puțin unul din cele 150 de clustere din Calea Lactee, formațiuni aflate la circa 1 milion de ani lumină distanță de Terra. Până recent, oamenii de știință considerau că aceste formațiuni cosmice nu sunt propice vieții, însă noi studii țin să demonstreze contrariul. Potrivit cercetătorilor, în urma dezintegrării unor stele atât de vechi cum sunt cele studiate, s-ar fi putut forma planete pe care nu este exclus să existe apă, elementul esențial pentru apariția vieții. La fel s-a întâmplat și cu Pământul acum 3,5 miliarde de ani. Cum clusterele au o vechime de 10 miliarde de ani, nu este exclus ca și formele de viață să se afle la un stadiu de evoluție superior oamenilor. Interesant este și faptul că distanța dintre Pământ și clustere nu este una care să creeze probleme, fiind parcursă de sondele Voyager. Potrivit cercetătorului Rossendi Stefano, de la Centrul de Astrofizică Harvard Smithsonian, trimiterea unui semnal către un cluster poate fi comparată cu drumul făcut de o scrisoare din Statele Unite în Europa în secolul XVIII. De altfel, unul dintre aceste clustere, cunoscut sub numele de Messier 13 din constelația Hercules, poate fi văzut chiar de pe Pământ cu ochiul liber. Un cercetător de la Universitatea din Nebraska, Lincoln, Chris Tuan, a inventat un ciment special care nu îngheață. Folosit la străzi și trotuare, acesta va elimina practic apariția poleiului și porțiunile cu gheață. Potrivit gadgetreport.ro, materialul conține așchii de oțel, particule de carbon și magnetită. Acestea dau compoziției conductibilitate electrică pentru a topi zăpada sau gheața care se poate depune pe suprafața sa. În plus, materialul are o durabilitate excelentă, fapt care elimină apariția gropilor și fisurilor pe termen lung, indiferent de condițiile meteo. Se dorește ca cimentul să fie folosit, în primul rând, pentru asfaltarea pistelor aeroporturilor. Apple va lansa în septembrie noul model iPhone 7, smartphone despre care se spune că va rescrie standardele în telefonia mobilă. Dincolo de eliminarea mufei de căști și înlocuirea acesteia cu căști wireless, telefonul ar putea renunța definitiv la butonul clasic de home și ar putea aduce un nou software, iOS 10, care va lansa o nouă metodă în materie. Potrivit gadgetreport.ro, tot ce înseamnă ecosistem a fost regândit, fiind capabil să îți ofere o gamă largă de informații în funcție de cum apeși pe iconuri. Tehnologia 3D Touch este deja realitate, însă mai mult ca sigur, multe dintre facilitățile prezentate în clip le vom vedea abia în 2018, când Apple va trece, la fel ca și Samsung, la ecranele OLED. O fotografie cu o pisică care seamănă cu personajul malefic din Star Wars face ravagii pe rețelele sociale. Kylo este noul nume al animalului dat spre adopție în New Jersey. Fotografia cu pisica a strâns mii de like-uri și distribuiri pe Facebook, iar cei mai mulți internauți au constatat că aceasta seamănă izbitor cu Adam Driver, care joacă personajul negativ Kylo Ren din pelicula de succes regizată de J.J. Abrams. Internauții au scris că Grumpy Cat are acum un rival pentru statutul de pisica favorită a internetului. Kylo a fost în cele din urmă adoptată. Nici nu-i de mirare, a devenit deja o celebritate.